Numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depășit pragul de 2000. De ieri și până astăzi au fost anunțate încă 115 cazuri, iar cifra infectărilor confirmate în laborator a ajuns astfel la 1914. În același timp, alte 135 de persoane au fost diagnosticate cu noul coronavirus în baza criteriilor clinice epidemiologice. În ultimele 24 de ore, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în regiunea transnistreană. Este vorba despre un caz de import, un caz din Marea Britanie și 114 cazuri locale, regiunea din stânga Nistrului 22, Chișinău 21, Iediniți 12, Soroca 9, Glodeni 8, Bălți, Ștefan Vodă 7, Dondușeni, Sângerei 5. În celelalte raioane și municipii, numărul infectărilor în ultimele 24 de ore a fost sub 5. De asemenea, ministrul Sănătății a anunțat că în curând vor fi supuși testării și pacienții care sunt tratați de COVID-19 acasă. La etapa respectivă, din potențialul existent, acele 135 de cazuri care au fost diagnosticate în baza criteriilor clinico-epidemiologice să fie supuse procedurii de testare de laborator. Există potențial, există posibilități ca să vedem totodată cum se implementează această procedură de diagnosticare. Pentru a testa cât mai multe persoane, autoritățile au mai anunțat că pe lângă cele două laboratoare din Chișinău și Bălți vor mai fi activate alte trei, la Cahul și în Capitală. Datele Ministerului Sănătății arată că treptat ne apropiem de cota de 10% a persoanelor tratate de COVID-19. De ieri și până astăzi au fost externați 37 de pacienți, iar cifra celor vindecați a ajuns la 171. Între timp, în ultimele 24 de ore, Ministerul Sănătății a anunțat încă 6 decese provocate de COVID-19, bilanțul înregistrat până acum fiind de 44 de victime. Ultimul pacient răpus de coronavirus este un bărbat în vârstă de 71 de ani din raionul Criuleni, internat în stare gravă la Institutul de Medicină Urgentă în data de 2 aprilie. Pacientul avea hipertensiune arterială, boală cronică renală și diabet zaharat.